Haideți să deschidem la pagina 935, la Matei, capitolul 11, versetul 20. Atunci, Iisus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile lui, pentru că nu se pocăiseră. Vai de tine, Horazine, a zis el, vai de tine, Betsaido, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon, minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi pogorât până la locuința morților? Căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de azi. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine. Amin. Vă rog să luați loc. Am înțeles că este și o seară de evangelizare și la îndemnul Domnului am ales textul acesta frumos. Bineînțeles că aici în text ați auzit citindu-se despre 6 cetăți. Nu o să vă vorbesc despre toate 6, despre 3 din ele, puțin așa, ca o introducere. Și mesajul din seara aceasta vreau să mi-l intitulez pentru dumneavoastră, pentru cei care ascultă, pentru prietenii casei Domnului, în felul următor. Sodoma n-a avut minuni. Sodoma n-a avut minuni. Este așa de important să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne deschidă Domnul ochii, pentru că paradoxul acela pe care Apostolul Pavel îl arată în Romani este foarte adevărat și astăzi pentru noi. Însușirile lui nevăzute ale lui Dumnezeu, dumnezeirea lui, se văd lămurit când te uiți cu băgare de seamă. Însușiri nevăzute se văd lămurit. Îți nevăzute se văd lămurit. Dar numai dacă te uiți cu băgare de seamă. Exact la fel este, dacă vreți, și cu domeniul acesta al minunilor lui Dumnezeu. Vedeți aici în capitolul 11, Domnul Iisus primește o delegație din închisoare din partea lui Ioan Botezătorul. Ioan îl întreabă, tu ești acela care are să vină, promisul, Mesia, tu ești? Sau să așteptăm pe altul? Domnul îi dă răspuns, îi trimite răspuns. Apoi întreabă gloatele care erau în jurul lui, pe cine ați ieșit să vedeți? O trestie? Un om? Un proroc? Ce ați ieșit să vedeți? Și apoi se uită la gloate și începe să le mustre. Începe să le mustre. Și
și începe să strige, vai de tine, Horazine, începe să spună, vai de tine, Betsaido, și vai de tine, Capernaume, trei cetăți. Și ciudat lucru, în seara aceasta Domnul ne cheamă să ne punem la o radiografie sfântă și să ne comparăm puțin cu celelalte trei cetăți din vechime pe care El le-a adus ca martore în fața poporului evreu din timpul Lui și cărora le-a spus că în ziua judecății îi va convoca pe oamenii din Sodoma, pe cei din Tir, pe cei din Sidon și oamenii care nu s-au pocăit or să fie osândiți de niște oameni nepocăiți. Se poate așa ceva? Se poate. Cine era Tirul? Cine era Sidonul? Cine a fost Sodoma? Tirul, simbolul cel mai înalt al mândriei omenești. Simbolul cel mai înalt al mândriei omenești. Da. Sidonul, simbolul cel mai înalt al idolatriei. De acolo provenea Izabela. 1 Împărați, capitolul 16, versetul 31. Ahab își ia o idolatră. O fică de împărat păgân, de idolatru, o închinătoare la idol, care trage tot Ierusalimul spre panta aceasta a închinării false la idoli. Cine era Sodoma? Sodoma era simbolul imoralității. Dacă vreți într-un cuvânt, Tirul era simbolul lăudăroșiei vieții, Sidonul era simbolul poftei ochilor, pentru că avea idol, da? Și Sodoma, simbolul poftei firii. Doar puțin așa, vreau să vă citesc ca într-o paranteză, fugitiv, din Ezechiel, pentru că ne interesează Tirul. Ezechiel 28, simbolul lăudăroșiei vieții, al mândriei. După aceea trecem la ceea ce spuneam, Sodoma n-a avut minuni. De ce a fost Tirul așa de mândru? Vedeți, în Scriptură mândria are cel puțin trei ramificații. Există o mândrie a înțelepciunii, există o mândrie a tăriei și există o mândrie a bogăției. Sunt trei ramificații ale mândriei. Ieremia 9:23. Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui, cel tare, cel puternic să nu se laude cu tăria lui, cine se laudă să se laude că mă cunoaște pe mine, spunea Domnul. Ori aici, în Ezechiel, capitolul 28, haideți să privim puțin la mândria înțelepciunii pe care, dați-mi voie să vă spun, de multe ori, ne caracterizează și pe noi. Știm multe, da. Ezechiel 28:3. Iată că ești mai înțelept decât Daniel. Versetul 4. Prin înțelepciunea și priceperea ta ți-ai făcut avere. Versetul 5. Prin marea ta înțelepciune și negoțul tău ți-ai mărit bogățiile. Și imediat apare mândria bogăției. Și bogăție există fizică, în zestrări de la Dumnezeu, frumusețe. Ori aici voievodul Tirului, cel care era asemănat cu diavolul în persoană. Versetul 12, ultima parte. Erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Versetul 17. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale, ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. Bogăție fizică, spuneam, frumusețe. Sau bogăție materială, și aici, în versetul 13,
câte pietre scumpe. Versetul 4, cât aur și argint ți-ai îngrămădit în visteriile tale și pentru asta a apărut mândria, te-ai îngânfat, te-ai mândrit, te-ai înălțat. Bogăție spirituală, versetul 13, partea a doua, timpanele și flautele erau în slujba ta pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Era acolo spiritualitate, era acolo ceva extraordinar, se producea un fel de închinare la nivel de duh și totuși erai mândru, o mândrie a bogăției, o mândrie a înțelepciunii și aveai și o mândrie a tăriei. Versetul 14, erai un heruvim ocrotitor cu aripi întinse, te pusesem pe muntele sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare, ai fost fără prihană în căile tale din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Și apoi cunoașteți versetele în continuare. Tirul, simbolul mândriei. Sidonul, spuneam, simbolul idolatriei, Sodoma, simbolul imoralității. Și vreau să intrăm puțin în textul nostru. Sodoma n-a avut minuni, Vreau să vorbesc în seara aceasta, dacă timpul ne permite, despre patru minuni pe care le-au avut cei din Horazin, cei din Betsaida, cei din Capernaum, și pe care nu le-au avut cei din Sodoma. Patru minuni, probabil că or fi mai multe, pe care le avem și noi, Și din pricina aceasta, într-o zi s-ar putea Dumnezeu să vină și să ne ia puțin la bani mărunți și să ne întrebe: de ce n-ai crezut? De ce nu te-ai pocăit? Uite că în cetățile astea idolatre, mândre, niște cetăți groaznice, în cetățile astea imorale, ei n-au avut ce ai avut tu și totuși tu nu te-ai pocăit. De ce? 1. Minunea prezenței. 2. Minunea neprihănirii. 3. Minunea cuvântului. 4. Minunea vindecării. 4 minuni pe care nu le-au avut cei din vechime, cetățile acelea spurcate, nu le-au avut. Și îndeosebi Sodoma nu le-a avut, nu. Amintiți-vă când merg cei doi îngeri la poarta Sodomei, în Geneza, în capitolul 19 cu 1, și îl întâlnesc acolo pe Lot. Lot stă la poarta Sodomei. Și Sodoma n-a avut minuni. N-a avut minunea prezenței. Pe munte era un sfânt al lui Dumnezeu, un bătrân numit Avram. Și la Avram se produce minunea prezenței. Spune Scriptura în capitolul 18 că în zăduful zilei stă Avram la ușa cortului și își ridică ochii. Și m-am uitat în alte traduceri. A văzut, spune altă traducere, deasupra lui trei bărbați. A avut o viziune, o vedenie. A fost minunea prezenței. Că imediat, 18 cu 2, dacă nu greșesc, omul ăsta începe să fugă la bătrânețea lui, începe să alerge. Nu erau în fața lui fizic. I-a văzut într-o revelație și a știut că-s niște trimiși ai lui Dumnezeu și începe să fugă și invită la ei, la el acasă, le dăruiește mâncare, le spală picioarele și stă înaintea lui Dumnezeu și se roagă și mijlocește înaintea lui Dumnezeu. Era acolo minunea prezenței. Dar ciudat cum lucrează Dumnezeu, nu știu de ce lucrează așa. În Sodoma se duc doi îngeri, nu merge Dumnezeu cu ei, sunt doar doi trimiși, se travestesc, iau trup omenesc, haine așa ca oricare om și se duc în Sodoma. Minunea prezenței nu era în Sodoma, n-a avut loc niciodată.
Oamenii ăștia intră în Sodoma și mesajul lor pentru Sodoma nu a fost un mesaj al prezenței lui Dumnezeu în vederea mântuirii, cum este pentru fiecare și cum a fost pentru fiecare dintre noi. Mesajul acestor oameni în Sodoma a fost un mesaj de pedeapsă. Nu era o minune a prezenței în Sodoma. Sodoma n-a avut minuni. Ce dulce sună cuvântul lui Dumnezeu din Matei 1:23. Refren. Sute de ani înainte s-a spus cuvântul acesta despre minunea prezenței, minunea asta extraordinară. Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Ce frumos sună minunea asta a prezenței în ținutul de dincolo de Iordan, în Galileea neamurilor. Ținutul care era scufundat în întuneric și care vede o mare lumină. Lumina care vine și o vestește Ioan în capitolul 1. Și spune: cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Am avut minunea prezenței și o avem minunea prezenței. Au avut-o evreii, a avut-o Horazin, Betsaida, Capernaum, alte cetăți. Era Dumnezeu în persoană în mijlocul lor. În bisericile noastre, Hristos prin Duhul Sfânt realizează de multe ori minunea prezenței. În Sodoma n-a existat minunea asta. Sodoma n-a avut biserici unde să se închine. Noi avem biserici. Dacă vrem să ne închinăm, mergem lunea, marțea, miercurea, toată săptămâna și ne închinăm. Dacă nu ne place la penticostal, mergem la baptiști, că poate penticostalii strigă mai tare. Dacă nu ne place la ei, mergem în altă parte și avem minunea prezenței. Da, fraților, da, da. Țin minte o întâmplare din viața lui Fini, Charles Fini, acel evanghelist al Domnului care a fost avocat și Domnul l-a chemat să vestească Evanghelia. S-a dus undeva să predice și atâta de mult s-a rugat, cum de multe ori facem și noi: Doamne, ce să vorbesc? Nu știu ce să vorbesc. Aș vorbi, nu știu ce. Doamne, ce să vorbesc? Și se ruga, și se ruga. Și deodată, așa ca un fulger, i-a venit cuvântul în minte: Sodoma! Hop! A zis: sigur, Domnul mi-a vorbit, i s-a pus pe inimă, i s-a impregnat pe inimă cuvântul ăsta și a început să predice de neprihănitul Lot și de Sodoma și cum Lot își chinuia sufletul. La început, oamenii ce l-ascultau au devenit crispați, încruntați, mai să-l ia la bătaie. Cred că dacă ar fi coborât de la amvon, îl luau la bătaie și erau din nervoși pe el. Erau mulți nepocăiți acolo. Era evanghelizare. Nu era decât un singur pocăit în tot orașul acela. Pe măsură ce el predica, Duhul Sfânt a coborât peste adunarea aceea. Oamenii au început să cadă cu fețele la pământ, cercetați de Duhul lui Dumnezeu, și să plângă și să-și mărturisească păcatele, și Domnul a dat o mare, mare, mare biruință acolo. Ce s-a întâmplat? La sfârșit, cineva i-a spus: Domnule, zice, știi ceva de orașul nostru? Nu. Ai auzit ceva de noi? Nu. Nu, nu. Păi zice, din cauza imoralității și a lucrurilor murdare care se fac în orașul acesta, orașul e supranumit Sodoma și Gomora. Și aici este un singur om care e pocăit și din cauza vieții lui exemplare, oamenii spun Lot, și își bat joc de el și râd de el.
Dumnezeu ți-a dăruit un mesaj pentru Sodoma și Sodoma din America are nevoie de Dumnezeu și de mântuire și de pocăință. Ei, în Sodoma n-a fost un asemenea evanghelist să meargă și să ducă acolo minunea prezenței lui Dumnezeu. Nu, fraților! Și ce să facem noi când avem și pe radio, și pe internet, și pe televizor, și în biserică, și afară, avem cântări, avem predici, avem biserici, avem de multe ori prezența lui Dumnezeu în adunări. Ce se va întâmpla cu noi dacă noi stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare pe care Domnul ne-a vestit-o prin cuvânt și încă ne-o vestește, Evanghelia aceasta veșnică. Sodoma n-a avut minunea prezenței, nu. Aici în capitolul 12, Domnul se miră, Domnule, se miră, Matei 12, se miră, minunea prezenței. Versetul 41, versetul 6, hai să vă spun, șasele. Aici era templu și ei aveau casă de rugăciune și Domnul se uită și zice: măi, voi nu vă dați seama că în mijlocul vostru aveți pe cineva mai mare decât templu? Asta e minunea prezenței. Versetul 41. Un proroc s-a dus în Ninive și a predicat Evanghelia, dar aici, în mijlocul vostru, există unul mai mare decât Iona, decât prorocul. Ăsta-i cuvântul lui Dumnezeu, e puterea lui Dumnezeu. Versetul 42. Un împărat a fost așa de strălucit în înțelepciune încât a venit o împărăteasă să-l audă. Și aici, în mijlocul vostru, se desfășoară minunea prezenței. Este unul mai mare decât împăratul acela, e împăratul împăraților și Domnul domnilor, Iisus Hristos, Domnul. Minunea prezenței, fraților. Așa mă bucur de mult când vin la adunare, ori aici, ori unde m-aș duce. Dacă vine Domnul și se prezintă prin minunea asta a prezenței, pentru mine face mai mult decât o bogăție, decât toată lumea aceasta. Știu că am pe cineva și m-am întâlnit cu el, am vorbit cu el și am energie și putere nouă în viața aceasta. Pe Billy Graham l-a întrebat cineva odată, zice: măi, tu mai crezi în Dumnezeu acum, în secolul acesta? Pe Dumnezeu nu există. Zice: ba, există. Dar de unde știi? M-am întâlnit cu el azi dimineață. Minunea prezenței, fraților. Da. Avem nevoie de minunea aceasta. Minunea neprihănirii. Sodoma n-a avut așa ceva. Nu. Într-adevăr, era un om, neprihănitul Lot, îl numește Scriptura. Da, dar n-a avut pe cel care era neprihănirea lui Dumnezeu din Ieremia 23, îl vor numi Domnul neprihănirea noastră, pe el nu l-au avut, nu. Avem și noi în mijlocul nostru din partea lui Dumnezeu atâtea mărturii. Și aici, în Scriptură, am găsit multe mărturii despre Hristos, că El era Cel care a adus pe pământ minunea aceasta a neprihănirii. Sodoma n-a avut minuni, n-a avut minunea neprihănirii în mijlocul ei. Haideți să-L ascultăm pe un proroc, pe cel despre care Domnul spunea, Matei 11:11, că niciunul nu s-a sculat mai mare decât el pe pământul celor vii. În Ioan, în capitolul 1, cu versetul 29, acest om, acest proroc, vede minunea neprihănirii, se uită și spune: iată mielul lui Dumnezeu care ce face? Ridică păcatul lumii.
un proroc, mărturia unui proroc, tot în cartea Ioan, în capitolul 9, este mărturia unui bolnav despre minunea neprihănirii. E un om orb care începe să le predice orbilor, că așa le zice Domnul, îs orbi. Ăsta a fost orb de două ori și Dumnezeu l-a vindecat și de orbirea fizică și de aia spirituală. Dar ceilalți sunt bolnavi, sunt orbi o singură oară sau o singură dată sau într-un singur domeniu, și domeniul ăsta e domeniul spiritual, sunt niște orbi spiritual. Că așa le-a spus Domnul. Și orbul ăsta sau fostul orb se apropie de ei și le spune în Ioan 9:25, dacă cel care m-a vindecat este un păcătos, nu știu, eu una știu, că am fost orb și acum văd. Ăsta e argumentul nostru în fața unei lumi atee, a unei lumi care nu-L crede în Dumnezeu. Am fost orb și acum văd. Aleluia, slavă ție, Doamne! Minunea neprihănirii, mai jos, iarăși l-au îmbătat de cap și au început să le predice. Ioan 9:31. Măi, oameni buni, noi știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși, dar dacă cineva îi temător de Dumnezeu, adică e neprihănit, are o stare pură de curăție sufletească, pe ăla Dumnezeu l-ascultă. Laudă ție, Doamne! Minunea neprihănirii era în mijlocul lor. Mărturia unui proroc al lui Ioan, mărturia unui bolnav, mărturia unui păgân. În Marcu 15:39, la crucea Domnului stă un păgân și se miră și spune, cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu, era un om neprihănit. Era minunea neprihănirii în jurul lor, în mijlocul lor, și ei n-au crezut. Un apostol, 1 Timotei 3:16, și ăsta mărturisește despre minunea neprihănirii care a fost atunci în mijlocul lor. Fără îndoială, spunea el, mare e taina evlaviei. Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul. Era minunea neprihănirii în mijlocul lor. Ba mai mult, pe lângă acești martori, vine cerul și începe să mărturisească. În Faptele Apostolilor, capitolul 3, este predica lui Petru, o predică extraordinară. Versetul 19 în jos. Pocăiți-vă dar, spunea Petru. Era minunea neprihănirii acolo, dar și cerul mărturisea despre ea. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, să vină de la Domnul vrem de înviorare și să trimiată pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos. Păi unde să-L trimiată? Să-L trimeată a doua oară, să vină să-și ridice biserica, mireasa lui. Versetul 21. Aici mărturisesc despre Hristos, cei din cer. El, Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Extraordinar! Minunea neprihănirii mărturisită de cerul întreg. Cerul întreg se uita pe pământ când Hristosul era pe Golgota și așteptau să-L primească acolo, în slavă, cu urări. Așteptau să audă strigătele acelea extraordinare din Psalmul 24, dacă nu greșesc. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le să intre împăratul slavei. Dar cine e acest împărat al slavei? Domnul cel tare și viteaz. Aleluia, Domnul cel puternic, Domnul cel viteaz în lupte. Ăsta-i Hristosul lui Dumnezeu, minunea neprihănirii lui Dumnezeu. Și cerul mărturisea despre El. Și mai presus de toate, Dumnezeu. Matei 3:16, Domnul stă în apa Iordanului, se deschide cerul și se aude din cer un glas, următorul verset, care începe să spună, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea, slavă ție, Doamne! Minunea neprihănirii, fraților și surori!
Sodoma n-a avut minunea asta. N-a avut predicatori care să vină și să predice Evanghelia. N-a avut cântăreți care să vină și să cheme numele lui Dumnezeu. N-a avut oameni cu curăție morală extraordinară. Nu, nu, nu și nu. Când Avram stă înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, dacă vor fi în Sodoma 10, ierți, iert, Avrame. N-au fost nici măcar 10, nu. Și Sodoma a fost potopită, a fost nimicită, a fost nenorocită. Ce frumos că mai putem să vedem cât e un om neprihănit și așa de frumos e lucrul ăsta. Psalmul 16. Sfinții din țară, oamenii evlavioși, spunea psalmistul, sunt toată plăcerea mea, mă bucur de ei ca de o comoară. Mai vezi cât e o minune de aceasta umblând pe drum și te bucuri extraordinar, minunea neprihănirii, minunea cuvântului. Sodoma n-a avut Biblie, n-a avut minunea asta a cuvântului, nu a avut-o. A avut doar 6 cuvinte din Biblie, atât. S-au auzit cuvintele astea în Sodoma, Geneza 19:14, dacă nu greșesc. Sculați-vă, căci Domnul are să nimicească cetatea. Cuvinte de nimicire, o bucățică din Biblie care vorbea de nimicirea lor. Nici măcar un cuvânt de mângâiere, nimic, 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 nimic. Și noi avem Scriptura, fraților. Ce facem cu Biblia, cu cuvântul lui Dumnezeu? Bătrânii îmi povesteau și ne povesteau cum mai de mult aveau o Biblie la un sat sau două sate și mergeau cu motocicleta sau cu bicicleta să o ducă în satul următor, să citească și ei din Biblie și o aduceau după aceea înapoi. Alții ne povesteau cum aveau Biblia una la nu știu câte familii dintr-o zonă. Săptămâna asta era aici, săptămâna cealaltă dincolo, 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 o săptămână. Și în săptămâna aceea copiii erau copiștii Scripturii, copiau Scriptura. Și așa au învățat mulți frați care astăzi sunt slujitorii lui Dumnezeu Biblia, au învățat-o bine. Minunea cuvântului este în mijlocul bisericii lui Dumnezeu. Minunea cuvântului era în Israel atunci, între copiii lui Israel. Cuvântul s-a făcut trup. Ioan 1:1, la început era cuvântul și cuvântul acela a venit în mijlocul lui Israel, plin de har și de adevăr, și a început să le predice. Minunea cuvântului. Aici când îl întreabă în Matei 11 pe Domnul Ioan despre lucrarea lui, Domnul subliniază minunea aceasta în Matei 11:5, partea a doua. Săracilor li se predică, li se propovăduiește Evanghelia, versetul 13 în jos. Până la Ioan au prorocit toți prorocii și legea. Și dacă vreți să înțelegeți, Ioan este Ilie care trebuia să vină. Cine are urechi de auzit să audă, minunea cuvântului se produce la nivelul auzului. Credința vine în urma auzirii și auzirea asta vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Minunea cuvântului este reală în bisericile noastre. Era reală atunci în mijlocul lor. Ce facem noi cu Scriptura? Ce facem? Sodoma n-a avut Biblie, n-a avut Scriptură, n-a avut atâtea versete. Când caz în depresie sau într-o nenorocire mare, să iei și să cauți în cartea psalmilor, să-i vezi și pe alții nenorociți ca și tine, să te mângâie Duhul lui Dumnezeu prin cuvântul ăsta minunat și sfânt. Sodoma n-a avut așa ceva, n-a avut, și pentru asta în ziua judecății va sta în dreptul meu și mă va întreba omul din Sodoma: tu de ce n-ai citit Biblia în fiecare zi? Eu dacă aș fi avut, poate o citeam și mă pocăiam, că așa a zis Dumnezeu. Tu ce ai făcut cu cuvântul lui Dumnezeu? Extraordinar, extraordinar.
Și așa de frumos le-a vorbit Domnul despre minunea cuvântului. Versetul 17 din Matei. V-am cântat din fluier, voi n-ați jucat. V-am cântat și de jale, ceva tânguitor, și nu v-ați tânguit. Adică am organizat pentru voi sărbători, nunți, în care să fiți bucuroși, să fiți fericiți, conferințe, poate o să ne zică Domnul, da, că am auzit că ați avut și aseară și voi n-ați cântat, posomorâți, închiși, nu v-ați bucurat de minunea cuvântului. Ba, am organizat pentru voi evenimente nedorite, înmormântări, pe care nu voi le-ați organizat, că eu am știut să iau viața omului și să vă trimit la înmormântare, să auziți predica de acolo, să vedeți jalea din inimă. Și tot nu v-ați tânguit, tot nu v-ați văzut starea din inima voastră. A venit Ioan, spunea Domnul, nici mâncând, nici bând. Și ei zic, are drac, are drac. Ăsta a venit cu cântarea de jale. A venit fiul omului mâncând și bând și ei zic, ho, mâncăcios și băutor, un prieten al vameșilor și păcătoșilor. Minunea cuvântului. Și mai este aici minunea vindecării. Matei 11 cu 5. Răspunsul lui Ioan Botezătorul, dat lui Ioan Botezătorul. Orbiși capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții înviază. Extraordinar! În Sodoma n-a existat așa ceva, n-a existat! În Horazin, în Betsaida, în Capernaum, în Ierusalim, în Betleem, în Decapole, în Samaria, în Iudeia, peste tot merge Hristosul lui Dumnezeu cu minunea vindecării și face semne și face minuni. Și Ioan subliniază în Evanghelia lui, măcar că făcuse atâtea minuni, atâtea semne, tot nu credeau în el. De câte ori nu s-a derulat pe sub ochii noștri minunea vindecării? Am crescut în Câmpia Turzii când eram copil și era un frate Sile Lăzăreanu, poate că l-ați știut unii dintre dumneavoastră, cânta la acordeon. Omul acesta s-a pocăit pentru că a cântat în lume și până la urmă, din cauza unei boli, a ajuns olog. S-a dus în oraș să predice Evanghelia, l-a întâlnit șeful poliției și a zis, ce faci, Sile? Pescuiesc, domnul comandant. Hei, aici pe beton pescuiești? Da. Zice, așa aș vrea și pe dumneata să te prind în undița mea sau în mreaja mea, zice. Să te pocăiești, că domnul a spus să mergem, să pescuim oameni, pescari de oameni. Hei, Sile, numai atunci mă pocăiesc. În momentul când te văd că te-ai ridicat din scaunul cu rotile. Și a venit vremea, o vreme de har în biserică, o vreme de cercetare. Pe fratele Sile l-a adus soția lui cu Sania la biserică. Și l-au dus frații până acolo în față, avea un acordeon, cânta. S-a produs minunea asta a vindecării. Da, Sodoma n-a avut-o. Ce s-a întâmplat? La o rugăciune numai au auzit frații. Aleluia! 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 Când s-a uitat, fratele Sile era ridicat în picioare, lângă bancă. El era olog, fraților. Eu îl știu, că acolo am crescut. Frații când au văzut mișcarea asta specială, au început rugăciune mai înfocată, mai puternică. Și numai l-au văzut pe Sile cum fuge prin adunare. Fuge prin adunare, merge, vine. S-au mirat, s-au bucurat frații. S-a dat deja veste prin vecini să vină, să vadă minunea oamenii. Că toți îl știau pe fostul cântăresc de la nunț. Veneau și făceau cruce. Omule drag, dar ce s-a întâmplat? S-a uitat soția la el, erau la ieșire din biserică și au zis, Sile, ce facem cu Sania?
O zis fratele, ca să demonstrăm că minunea lui Dumnezeu s-a petrecut și reală, urcă-te tu pe sanie și eu te duc până acasă. Da, a fost o minune extraordinară. În următoarea zi se duce Sile la comandantul poliției și bate la ușă. Domnul comandant, ăla o și înlemnit. Ce s-a întâmplat? M-a vindecat Dumnezeu, că e mare și face minuni și ăsta e Dumnezeu. O, zice, nu mă pocăiesc. Vedeți, cam așa sunt oamenii. Încă unii au zis de fratele Sile, o, zice, și-a făcut efectul abia acum medicamentele din America și ceaiurile care le-au băut. Sigur, ălea și-a făcut efectul. Sunt oameni care nu vor să se pocăiască. Și aici Domnul spunea că în ziua judecății vor sta martori în fața noastră. Martori ce n-au avut Biblie, ce n-au avut biserici, ce n-au avut predicatori, ce n-au avut instrumente, ce n-au avut scaune pe care să stea confortabil, ce n-au avut rugăciuni și n-au avut minuni din partea lui Dumnezeu. Și ăștia o să fie într-o zi judecătorii noștri. Cum vom scăpa noi? Spunea autorul epistolei către evrei, dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, Doamne, ai milă de noi. Amin. Ce poți să spui? Când Duhul lui Dumnezeu lucrează, când Dumnezeu ne vorbește într-un mod special, nu poți să spui decât slăvit să fie Domnul. Și dacă am avut urechi de auzit, spunem de două ori slăvit să fie Domnul. Și dacă am avut inimă,